N-o să vă vină să credeți. Eu nu știu de unde apare așa monștri. Din ce în ce mai fioroși. Noi ne-am mai întâlnit vreodată cu acest monstru. Acasă nu. Dar iată tu și tati la serviciu. Cred că da. La serviciu monștri? Există și așa ceva? La orice serviciu un monstru poate fi doar ziua în care este amânat salariul. Acest monstru nu este la orice serviciu, doar la voi. Dar ce poate fi la serviciul nostru? Victime, infractori, martori și cam atât. Ești foarte aproape. Poate un infractor, periculos. Mircea, nu e periculos, ci este cel mai periculos infractor din toată lumea. Ce? Tati are dreptate. Ia privește mai aproape. Criminalul? Cum, în casa noastră să intre un infractor? Pentru prima dată, mami, ne ascundem noi de infractor, ci nu el de noi. Las că îl punem noi la punct. Avem toate pârghiile. Voi știți de ce se teme un infractor cel mai mult? De aplicarea legii. Deci, haideți să o aplicăm. Doar că vom sta la pândă, sub paturi. Eu mă pun oriunde. De nu se aud pașii. Să ne grăbim. Cum? Să stăm la pândă sub pat? Să prindem un infractor? Foarte interesant. Am găsit cel mai tare pat. Este un ascunziș perfect. Aici nu mă găsește nimeni, nicio șansă. Chiar este cel mai fain loc. Mircea, noi îndoi nu vom încăpeai sub patul ăsta, Mircea. Catu-ți alt pat. De ce să stai aici, a? Hai, calmează-te că este... Cum să mă calmez? Ei, băieți! Ce face de atâta gălăgie? Trebuie să ne găsească! Și apropo, aici noi nu trebuie să stăm trei. Mircea respiră prea tare și tu, dacă vei adormi, sforă-i și se aude de la o poștă. Foarte tare, Melissa! Nu destul că doi, acum trei să fim, da, Melissa? E patul meu, eu l-am găsit primul. Eu vreau să fiu aici. Voi nu încăpeți cu siguranță. Duceți-vă de aici, repijor. Nu suntem trei, dar patru. Eu mă uitam ce e așa de greu pe spatele meu. Asta tu mă de ești. Coboară de pe pat. Cum? Din 10 paturi, anume pe ce ăsta tot să-l aleagă. Mă lipsește și mami să mai vină cu Ionuț aici. Ei, eu zic, hai părăsiți auditoriul ăsta. Repijor. Dar mie totuși îmi pare că suntem puțin la vedere. Nu știu. Eu mă duc sub patul acela că am văzut ceva interesant. Ce? Oh! Wow! Ia să văd ce aici. Oh! Aici e la fel. Criminalii niciodată nu stau la vedere. De aceea voi alege chiar acest pat. Niciodată nu se va gândi că este cineva aici. Melissa, și eu am o surpriză. Voi știți cel mai mult ce detestă un infractor? Un câine dresat. Un câine care poate să ia urma și să-l găsească pe el, să ajute polițistul ca să găsească criminalul. Tocmai de ce mă voi ascunde sub patul, unde perna este un câine. Un câine lup? Da, tocmai de aceștia sunt cei mai mulți câini la un organ de poliție. În acest pat, el nu-și va băga nasul, nici de cum. Și plus la toate, mai au și surprize. Eu mă ascund aici. Astăzi noi, sub patul, vom căuta printre surprize mașina ultra-rară, Tecmelion, care schimbă culoarea odată cu schimbarea temperaturii. Oh, poate o
Dar până a venit infractorul, eu vreau să vă spun un secret. Astăzi, cei mai activi dintre voi vor primi o cutie întreagă cu mașini T-Racers. Nu două, nu trei, ci opt! O colecție întreagă! Deci, fiți foarte atenți! Scriți în comentarii câți dintre noi credeți că vom fi găsiți de criminal. Mașina cea ultalară este culoarea verde. E prea liniște aici. Cred că mi se pregătește o cursă. Mi se întinde o capcană. O simt sub pătrile astea. Mă așteaptă ceva dezgustător. Dar eu sunt pregătit și nu mi-e frică de nimic. Este fix lângă patul meu. Trebuie să fac liniște totală. Dar vreau să deschid asta. Asta este un infractor foarte periculos. Simte de la un kilometru ce-l paște. Profesioniști, calderele, cunosc o regulă foarte importantă. La fața locului nu trebuie să rămână nici o probă. Da, cât mai puține dovezi, cât mai puține șanse pentru ei ca să ne găsească pe noi. Aha, nu există crimă fără de urme. Un bun investigator le va găsi cu siguranță. Câte piese sunt aici? Voi începe cu partea din spate. Wow! Zici că este un palmier. Eu am găsit cabina de la altar. Nu găsesc urme. Toate patrurile, la prima vedere, par a fi diferite. Dar totodată sunt la fel de identice. De la care să încep, nici nu știu. Și apropo, a doua regulă. Noi, infractorii profesioniști, trebuie să știm să descuiem orice lacăt. Să găsim cheie pentru orice ușă. Voi începe de aici, de la un caz. Ce? Pe mine poate? Nu. Cine să se ascundă sub plapumul verde? Asta e plapumă? Sau e iarbă? Am crezut că pe mine mă va găsi. Dar eu vreau să văd ce mașină am. Wow! Ce drăguț! Elisa, vino și arăt cum arată ultrarul. Ce? Wow! Ce faină roată! Iată plapuma albă! Te tentează să o ridici. Eu sunt și o plapumă albă. Eh, Matii. Imediat vine la tine. Iar acum hai să vedem cât de atenți ați fost voi. Oare vă amintiți care este culoarea plapumei de pe patul meu? Hai, ia să vedem!
nu e verde, dar e culoarea tricolorului. Roșu, galben și albastru. Wow! Este partea din spate a mașinuții. La început se țărăte un truc. Numai să le provoci cumva vreun rău. Îți vom arăta anuție unde iernează racii. E gol! Am o țineva complet. Dacă nu e lam, atunci e roșu. La tati patul este cu plapumă roșie. Tati, păzește-te. Până atunci? Hai, deschide! Vedea o surpriză din partea noastră! Vei regreta pentru că ai găsit ceea ce ai căutat! Și mașină faină am eu! Are și cactus, și dragon, viteză, și scorpion! Și am uitat să vă zic, dacă doriți să câștigați această cutie, trebuie să răspundeți la toate întrebările din acest videoclip. Păi ce gol! Cum așa? Mircea m-a dat rocile legendare! Am uitat! Nu trebuie să las urme de probe! Așa a fost, da! Dar n-ai merge tu și în camera băieților să strângi patul, a? Vei fi de mare ajutor în casa noastră! Așa, aici am fost! Și aici am verificat, deci, următorul este patul ăsta. Nu pot fi trei paturi unul după altul goale. Cu siguranță este cineva aici. Oare al cui este acel pat? Oare e gol? Sau este cineva acolo? Scrieți-ne repejor în comentarii ca să știm ce să facem. E nevoie să-l distragem pe infractor de la patul acela? Sau să lăsăm în pace, să nu pierdem în zadar locul nostru? Tati, trebuie să acționăm! Dacă nu înșel, în patul ăla era cineva din copii. Ce ne facem? Uite cum pune mâna pe plapumă! Mami, eu aștept comentariile abonaților. Să vedem dacă e gol sau nu acel pat. Să fim siguri. Dar urme au rămas. Ce e asta? Aici cineva a fost. Și pătura asta este caldă. Cineva a fost aici. S-a ascuns. A fugit. Las că vă răpe vouă. De ce încălcați regulile? La timp m-am strecurat. Dar cu mine am luat și mașinuțele. Să nu le ia el. Tu să ne zici nouă de reguli. Cel care le încalcă regulat. Challenge-ul nostru, regulile noastre. Nu înțeleg nimic. Voi scrieți că acolo e Mircea, dar patul e gol. Sau țineți cu infractorul? Nervii mei au o limită. 1, 2, 3, încă 2, 6. Următorul e tu. Hm.
Ia stai un pic. Dar dacă voi sta aici supărat și voi aștepta, nu-mi place mie această idee. Încă o șansă, dar nu o voi rata. Simt frică! Acolo cu siguranță este Ionuț. Hai, deschide! Ține-te bine! Sunt frică aici! Trebuie să fug! Să fug! Da, asta era cea mai bună decizie. Da, și fugi direct la închisoare. Iar noi hai să ieșim. Ui, scăpat de criminalul ăsta. Hai să vedem cum se schimbă culoarea la mașină. Trebuie să avem apă caldă, mai mult de 33 de grade. Wow! Își schimbă culoarea! Devine mai deschisă! Din verde închis se face galbenă! Culoarea roșie încă nu am avut-o. Oare să fie ceva foarte periculos? Melissa, eu vreau să deschid. Bine. Oare cine este? Ce? Iar un infractor? Chiar este opusul acestuia. Deci nu este un monstru? În sfârșit. Păi atunci nici nu prezintă pericol pentru noi. Problema-i că el este mai în față cu doi pași decât un infractor. Stai! Este un avocat? Procuror! Aproape, dar niciuna, nici alta. Atunci polițist? Este un inspector. Stângaci. Ce? Inspector Gadget? Ăsta, chiar dacă e stângaci, mereu găsește ce caută. Și problema e că am făcut aproape aceeași școală. Dar cunoaștem un pic mai multe decât el. Deci, atenție! Nu lăsați urme. Sau facem urme false, ca el să nu-și dea seama unde suntem. Uite așa, peste tot. El e stângaci, dar nu-i prost. Așa. Care pat să-l aleg? Ce te uiți? Eu l-am ales pe acesta. Uite, nu are nimic imprimat pe el. Deci există marea probabilitate ca inspectorul să nu mă caute aici. Detectivul ăsta, cum este stângaci, în loc să o ia la dreapta, o va lua la stânga. De aceea mă voi ascunde aici. Locul meu norocos. Aici mă voi ascuns și nu am fost găsit. Atunci eu mă duc în dreapta. Wow, ce cadou ai! Dar și eu am unul foarte interesant. Și dacă el încurcă dreapta cu stânga, fiind atât de stângaci, eu zic să mă ascund aici. Wow, ce cadou fain am și eu! Dar eu m-am gândit să fac o șmecherie. Inspector Gadget, știind că noi suntem ascunși sub pat, ne va căuta anume sub ele. Dar nici de cum nu ne va căuta sub plapumă. Da. E o încălcare, dar mică. Și tu ce? Crezi că nu te va observa? Cel puțin nu mă va căuta aici. Ce să caute cineva sub plapumă?
Wow, ce mașină! Am înțeles că trebuie să fac cercetări în această încăpere. Ce pălărie are! Model ciudat! Eu desfac ATV-ul! Eu propun să vă predați de bunăvoie! Să nu pierdem timpul prețios nici al meu și nici al vostru! Uite, ăsta și-a pus piciorul în prag chiar de la bun început! Da, ne va veni de hac! Nu vreți cu binișorul? Atunci trecem la măsuri extreme! Adică, ce o să ne facă? Ne va gădili? Pentru început să căutăm indicii, dovezi, probe! Ăsta ne va găsi pe toți! Da, aici sunt mai multe persoane! Cred că este cel mai profesionist dintre toți cei care ne-au căutat! Și se pare că avem părul foarte lung. De ce pătrul aceea nu e pe pat, dar pe jos? Despre care pătru vorbește? Sper că nu despre a mea. Dar stai! Pe geam avem un covric și o cană cu apă. La voi revin un pic mai târziu. Pătura acum este importantă. Stoi! Ce cauți, băiețel, aici? Ai plecat la vânătoare în pădure? Ai muțit? Da, am muțit. Ha, ai văzut ce rapid te-am găsit? De fapt am treșat, am vrut să șmecheresc și uite ce am pățit. Am încălcat regulile challenge-ului și am fost găsit primul. Nu știu, și mă simt așa cum incomod. Să încalci regulile nu e bine. Vei merge cu mine la inspectorat, doar după ce îi găsesc pe ceilalți. Tu mai bine l-ai găsit pe infractorul care a fugit adineauri de la noi. Care? Criminalul? Da, cel mai periculos. Mă ia pe mine! Eu am simțit! Da... Auzi? Dacă mă ia echipă, te pot ajuta? Las că mai auzi din ăștia. Nu cred în nimeni și în nimic. Nu, zădar, au spus că ești stângaci. Eh, tati, așa e dacă vrei să șmecherești. Aici cineva este. Ia să te vedem, arată-ți fața. Ce? Pustiu! I-am pregătit o capcană și a călcat în ea. Păcat că n-am mai dat și alte plapume într-o parte. Nu m-am gândit la asta. Wow, ce roți faine! Eu am reușit să despachetez surpriza mea! O mașină rechin din Turbo City cu mega roți! Și rechinul meu este foarte cool, pentru că are ochelari de soare! De data aceasta, T-Racers a venit cu mai multe secrete. Ca să transform o mașină de curse într-un ATV, se scot roțile și ca să nu le ții în mână, se pun aici. Aici cu siguranță nu le pierd.
și marea transformare din mașină de curse în ATV. Pune parcare mașina și se încarce. Această piernă nu vă spune nimic? Cineva s-a jucat cu ea. Deci sub acest pat este cu siguranță cineva! Ha, ha! Ce? Nu am înțeles! Atâtea probe! Atâția indicii! Și nimic! V-a plăcut capcana mea pentru inspector. Am făcut exact cum a procedat și mami. Și să vă mai arăt încă un secret. După ce se încarcă mașina din garaj, o putem lansa. Ups. Ia să vedem pe cine avem noi aici. A, domnișoară, ia vino încoace! Eu mă jucam cu mașinuțele mele preferate! Iată mașinuțele, le anexăm la dosar! Sunt probe! Mai sunt? Mai sunt, doar că ai o singură șansă! Ăsta-i mai ceva decât un monstru! Ne găsește foarte rapid. Wow! Oh, ce are aici? Wow! Excavator. Da, nu știu cât ești tu de stângaci. Dar eu am o întrebare la tine. În care direcție a plecat criminalul? Da, știu, îți spun, doar dacă îmi dai mașinuța înapoi. Hai, spune. El a fugit acolo. Dar cu voi încă nu am terminat. Mulțumesc. Știe Melissa să negocieze. Ceva mie îmi spune că în acest pat se ascunde cineva. E mult prea diferit de celelalte. Și urme foarte multe are. Coco! Ce? Ai avut o șansă și ai pierdut-o și pe asta! Eu nici nu mă gândeam că dintre noi toți, detectivul i-a găsit doar pe cei șmecheri. Dar eu vă juca. ATV-ul meu. Oricum, eu am foarte mult de lucru. Trebuie să-l caut pe cel mai periculos criminal. Dar nu vă relaxați mult, că mă întorc foarte curând. Dacă vreți să continuăm cu acest challenge, scrieți în comentarii și apăsați pe like. Iar noi vom veni și cu alte episoade și mai tari, așa cum v-am obișnuit.